Nu știu ce au pățit șuruburile ăștia, dar le-am găsit în carcasă. Ăștia le-am găsit efectiv aici, era un plasă asta de aici. Chiar nu știu ce s-a întâmplat cu ele, cum au putut să cadă. Ori au fost desfăcute dinainte, ori nu știu ce să zic. Ele par să fi fost desfăcute dinainte. După cum văd eu aici, chestia. Asta e furtunul de aici, mine. Să-l desfac și pe ăsta, dacă tot l-am. Așa sunt piciorușele. Bun, trebuie desfăcut înainte de folosire, trebuie desfăcut această, aceste trei șuruburi. Două au fost căzute. Acestea sunt, asta e pompa dinăuntru, care suflă aerul. Sigiliul văd că îl are aici. Nu este nicio problemă cu el. Pe spate are această siglă, 230 de W. Deci are un consum de 330 de W maxim. Iar aici pe față are încă două sigilii. Gordacă România, ăsta a venit cumva dat așa la o parte. Nu știu de ce. Și aici zice că dacă vrei să-l verifici, trebuie să ștergi chestia asta și să bagi serial number undeva la ei pe site să verifici originalitatea acesteia. Ok, ăsta e display-ul din partea din față. SD safe, adică este izolată, se poate folosi la pistoluri, este izolat, nu este ca LED-urile obișnuite. Pe 220 de volți, acesta scoate 24 de volți. Și ne spune aici că trebuie să scoatem șuruburile ăștia, bineînțeles, must lock the machine pump. Ok, nu știu ce să zic aici, a venit cu două șuruburi desfăcute. O să le dau totuși un telefon să-i întreb de ce a venit cu două șuruburi desfăcute. Sper să fie totul în regulă și să funcționeze. Asta e furtunul acesta clasic, din ce văd eu, cred că aerul vine de undeva din interior, nu se formează aici. Și aici doar încălzește, are doar rezistența de încălzire, se vede undeva la interior acolo, rezistența de încălzire, care este controlată. Așa, și undeva aici, așa, dar aici ar trebui să avem chestiile astea pe laterală, ca să putem să punem fie în stânga, fie în dreapta. Suportul pentru asta, fie îl punem aici în stânga, fie în partea dreaptă unde ne vine mai ușor și care nu vede că. Cam asta a fost totul, să aflu imediat și cu chestiile astea două, imediat să s-o pornesc. O las puțin să se aclimatizeze, pentru că a venit de afară și asta este tot.